Salutare, salutare! Se săvârșește o frumoasă zi de 11 mai 2022. Am și pentru astăzi aici pentru voi, aici pe canal, un bilet nou. Un bilet preparat cu 9 evenimente. O cotă totală pentru azi de 188.86, cel puțin în momentul în care am format eu biletul și l-am pariat în aplicația Superbet. Primul meci, primul eveniment începe la 18 fix, diseară la 6. Destulă vreme să-l organizați. Haideți să numim cele 9, sperăm norocoase. Toate norocoase. Like la acest video, abonați-vă la canal, setați-vă clopoțelul să chiar primiți toate notificările din partea mea. Avem așa pe bilețel azi, Cehia, FNL. Ne aduce meciul dintre Visocina, Ihlava și Příbram. Vor câștiga gazdele, vor câștiga Visocina, Ihlava. Mergem pe unul solist aici. Victorie de gazde. Ne mutăm apoi în Danemarca, Superliga, să culegem și de acolo un meci. Sønderjyske are întâlnire cu Nordsjælland, sau cum le veți vedea scrise în aplicații, Sønderjyske și Nordsjælland, da? Așa cum se pronunță corect, încă o dată, Sønderjyske versus Nordsjælland, e o treabă din care câștigă oaspeții. Băgați acolo un 2 solist, Victoria Nordsjælland. Mergem și în Olanda, Eredivisie, să ne holbăm la Utrecht versus AZ Alkmaar. Câștigă și aici oaspeții, mergem pe 2 solist, mizăm pe victoria AZ Alkmaar. Rămânem în țările de jos, Olanda, Eredivisie, să mai luăm un meci. Go Ahead Eagles, GA Eagles, se duelează cu Feyenoord și câștigă Feyenoord. Mergem pe 2 solist în cazul ăsta inclusiv, mergem pe victorie de oaspeți și aici. Poposim apoi în Belgia, că tot suntem prin zonă, Liga Pro. Avem de pus pe bilet tăvăleala dintre Club Brugge și Royal Union Saint-Gilloise. Câștigă însă gazdele aici, mergem pe unul solist, mizăm că vor câștiga Club Brugge. Bilețelul de astăzi continuă cu Spania la Liga, ieri nu ne-a dezamăgit cu Betis, vedem ce se întâmplă azi, ați văzut pe biletul de ieri doar 2 stricate. Asta este, Egiptul pizdi și mă rog, egalul ăla am puțit. Spania la Liga vine astăzi cu întâlnirea celebrilor Sevilla și mai puțin celebrilor Mallorca, am auzit în ambele feluri pronunțându-se, mergem pe victorie de gazde. Evident, vezi, doamne, vor câștiga Sevilla, vor câștiga gazdele. Puneți acolo un 1 solist. Dacă vreți și biletele mele mai lungi decât ăsta de pe canal, de aici, pe care îl ofer zilnic aici pe YouTube, puteți să veniți cu mine în grupul meu privat de WhatsApp. Aveți detaliile de acces, de intrat în grupul ăsta al meu privat de WhatsApp, chiar aici, în subsolul de clip. Citiți atent, aveți numărul meu de telefon, toate detaliile despre cum să donați acea sumă de 50 de lei donație de intrare și după aia rămâneți cât vrea pulica voastră în grup, atâta vreme cât îmi postați capturi doveditoare din aplicația Superbet, având evident cont la Superbet, e ideal să aveți dacă vreți să veniți cu mine pe grup. Atâta vreme cât îmi postați capturile alea, îmi arătați că jucați toate cele 3 bilete cu măcar 2 lei, ăsta de pe canal plus alte 2 lungi exclusive oferite doar acolo, eu vă țin la nesfârșit. Sunt bilete foarte grele, atât pe grup, multe luni de zile fără niciun câștig, dar ele pot să devină, sunt vise care pot să devină realitate. Ați văzut ce s-a întâmplat pe 30 aprilie, am avut un bilet câștigător în grup, cotă 1293. Am luat cu 2 lei, 3300 de lei. Alții au pariat cu 4 lei, au luat 6750 de lei. Lucrurile se pot întâmpla foarte frumos și acolo, dar e o treabă greoaie, bilete extrem de complicate care ies foarte rar. Rata ar fi odată la 3, 4, 5, 6 luni, jumătate de an, da? Stai și aștepți și joci în tăcere, strângi din cur și vezi ce se mai întâmplă. Dacă vreți să vă înhămați la un asemenea exercițiu și aveți buget de 3 bilete, 6 lei pe zi măcar, 2 lei pe fiecare dintre cele 3 bilete pe care eu le ofer, adică vreo 180 de lei pe lună, dacă aveți de cheltuială, riscat, dacă aveți de riscat banii ăștia, haideți cu mine acolo.
să vă asumați că sunt bilete foarte grele, eu v-am spus mereu, și ăsta de pe canal e foarte greu, sunt mari șanse să se strice diseară ca de fiecare, aproape fiecare dată. Dacă vă înhămați la treaba asta și aveți buget de cheltuială și vreți să riscați cu mine biletele astea complicate în speranța unor câștiguri mari, frumoase, haideți cu mine acolo. Numărul meu de telefon e în descriere, putem să stăm de vorbă, să ne scriem pe WhatsApp sau ce mai vreți voi. Ar fi ideal să nu mă sunați să mă înjurați, că am câțiva pretendenți din ăștia și le închid imediat, că nu mai am energie, chef, dispoziție și în general nu mai văd sensul, știi, să le răspund sau să continuu conflicte imaginare cu diversi ofticați care și-au pierdut nu știu ce buget. Music Folder, în ziua în care am comentat despre el și spuneam, înseamnă că ești handicapat dacă nu pricep ce spun aici în clipuri și îți mizezi tot salariul pe biletele astea din canal, a revenit la mine pe pagina de Facebook a canalului de pariuri. A revenit pe formula de Facebook, pe Ponturi Pariuri by Vlad Stoian, mă găsiți și pe Facebook așadar. A revenit acolo să-mi spună, toace frunze despre cum ai început să mă faci handicapat și nu știu ce, și că folosești numai diminutive, bilețucu, țucu, țucu. E treaba mea cum îmi prezint biletele, e treaba mea ce fac la mine pe canal. Și repet, dacă aș fi un idiot, un ex-croc din ăla care să vă spună, bă, băgați toți banii, că biletele astea sunt hipersigure, atunci aș avea poate un gram de mustrare de conștiință. Dar atâta vreme cât eu vă spun episod de episod, băi fraților, jucați cu mare atenție. Sunt bilete foarte grele, foarte complicate. 95% probabilitate să se strice diseară, chiar și biletul ăsta pe care eu vi-l ofer în acest moment. Dacă nu aveți capacitatea de înțelegere și disponibilitatea să vedeți lucrurile așa cum eu le dau aici, bă, tată, închideți episodul ăsta de YouTube, închideți canalul ăsta, dezabonați-vă, plecați și duceți-vă la alții de la care vă simțiți inspirați. Nu cred că vă spun foarte mulți, biletul ăsta se va strica. Majoritatea spun, mizați acum, băgați 250 de lei, că rupe. Și seara vă treziți la fel de pierduți. Doar că și mințiți. Eu nu v-am mințit. Vă treziți mințiți? La mine nu vă treziți mințiți. Că vă anunț încă de acum, dinaintea începerii meciurilor, băi fraților, jucați cu mare atenție, cu prudență, sunt bilete foarte grele. Cât să mai înrăcesc gura? Vă aștept așadar, dacă sunteți oameni serioși și nu copii de 16 ani care își fac veacul pe la pariuri în mod ilegal și incorrect și inuman, treaba lor, eu nu suport așa ceva. Dacă sunteți oameni majori, cu buget de cheltuială, sunteți în deplinătatea capacităților mentale, să înțelegeți că sunt niște bani de riscat și foarte probabil de pierdut. Dacă sunteți și voi la un 20-30 de ani și mai cu capul pe umeri așa și pricepeți ce spun aici, haideți cu mine în grup. Cu tinerei din ăștia sub 18 ani, sub nicio formă nu stau de vorbă, întotdeauna prima întrebare, chiar și când mă contactează cineva pe WhatsApp, este, ai 18 ani? Ai înțeles ce dracu am îndrugat pe YouTube? Ești capabil să înțelegi la ce te bagi? Că sunt bilete foarte riscante și că mare probabilitate este să pierzi bani? Dacă răspunsul e da la toate întrebările astea, eu te bag în grup. Altfel, nu vreau să mă angajez la colaborări cu tot felul de netoți. Continuăm bilețelul. Mai e din bilet, mai sunt vreo 3 meciuri și nu le lăsăm de izbăliști. Am zis la Sevilla versus Mallorca, nici nu mai știu dacă am zis. Sevilla versus Mallorca, 1 solist, da? Câștigă Sevilla. Continuăm bilețelul. Continuăm cu Anglia Premier League, chiar dacă e miercuri, uite că englezii joacă în toate zilele posibile. Anglia Premier League are astăzi duelul dintre Leicester și Norwich pe listă. Îl punem și noi pe lista noastră a biletului de azi. Leicester, vezi, doamne, vor câștiga, mergem pe victorie de gazde, 1 solist din părțulica mea. Victorie de gazde, victoria Leicester. Leicester, cum îi veți găsi scris și în aplicații. Bilețucul se apropie de final. Mai avem așa, penultimul meci, Franța îl aduce. Ligue 1, Liga 1 de acolo, franțuzească, vine cu tăvăleala, bătălia dintre Nantes și Rennes, da? Rennes. Acești Rennes vor câștiga, mi se plimbă limbile în gură, zici că sunt gata să dau o flegmă, pronunți în franceză, te doare capul. Vom merge așadar pe acești Rennes, vom merge pe victorie de oaspeți. Notați acolo, 2 solist câștigă Rennes.
Ok, am vomitat. Și acum ceva despre care mi-e teamă, dar hai să zicem, Islanda închide biletul, Úrvalsdeild vine cu bătălia dintre Breiðablik și, mamă ce claxoane, Breiðablik și Stjarnan. Vor câștiga gazdele, mergem pe victoria Breiðablik, mergem pe unul solist, notați acolo, câștigă Breiðablik, câștigă gazdele. Așa se formează cota asta de 188.86, nu știu, dacă mai bagă Superbet un super extra, n-am apucat la 7 dimineața super extra, știți bine că ei bagă super extra, super cotă mai pe la 8-9, dar mă rog, e un fel de scade din cota inițială și bă, e tot la fel, adică orică fac biletul la 7 dimineața fără super extra, orică fac cu super extra, îl fac cu super extra același meci la 9, cota e aceeași, sutimile sunt aceleași. Reduce din cota inițială câteva sutimi, transformă în super extra, dar cota e la fel. De multe ori mi s-a întâmplat chestia asta, așa că e frecție la picior de lemn din punctul meu de vedere, vrăjeala cu super extra și super cota. Așadar, ori mai crește, ori mai scădea cotele astea, rămâne de văzut, dar o cotă de 180 poate că o să nimeriți. 170 poftim, dacă scade foarte drastic, s-o nimeriți să faceți și voi până diseară la 18, când începe primul meci. Asta era de recitat și pe ziua de astăzi. Vă pup dulce pe cozorace. Vă mulțumesc celor serioși care dați like-uri, vă abonați la canal, vă aduceți și prietenii la fel de serioși ca voi aici pe canal să joace și ei biletele astea. Vedeți că ne apropiem foarte des. Și ieri biletul a fost aproape pe de-a întregul verde. S-au stricat vreo două meciuri. Dumnezeu cu mila. Nu am ce să le fac, nu sunt Baba Vanga, nu știu viitorul, vă spun mereu, jucați responsabil. Cât dracu să mai repet, jucați responsabil. Trebuie să fiți și voi responsabili până la urmă, nu? Pe banii voștri, pe riscul vostru. Vă mulțumesc pentru susținere, pentru prezență, înseamnă totul pentru mine. Mai am vreo, cred că 90 de ore ca să adun alea 4000 de ore să devină canalul, vezi, Doamne, monetizabil. Cred că scot un euro, un dolar de la YouTube pe lună când o să-l facă, vezi, Doamne, monetizabil. Dar mă rog, mă voi bucura că am atins limita aia de 4000 de ore ca să devină canalul oficialmente în graficul YouTube-ului, oficialmente serios. Vă mulțumesc că lăsați acolo, lăsați și voi, chiar, lăsați YouTube-ul să curgă random pe clipurile mele ca să se facă orele alea mai repede. Dacă vă plictisiți și nu stați în prezența TV-ului, telefonului prea tare și vă duceți bap încolo, bap încolo, lăsați-l acolo să meargă în gol pe canalul ăsta de YouTube. Dacă vă doriți și vreți să mă ajutați, măcar în forma asta cu vizualizările. Vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot. Cei care ați rămas în toată perioada asta, că mi-ați donat, că nu mi-ați donat, câștigurile au fost foarte rare. Mulți m-ați condamnat că, bă, tată, mai ai pretenții la donații când câștigurile sunt atât de rare. E totuși o chestiune de obraz. Adică, vi-l dau exemplu pe Gheorghe Kiliman, Filim, nu mai știu cum îl cheamă. Mi-e rușine, dar am uitat. Kiliman, cred că Florin Kiliman sau ceva. El mai mi-a donat și în două dăți trecute. Mi-a donat acum pe 30 aprilie, când au fost câștigurile, da, inclusiv cu biletul ăsta de pe canal. El a jucat o formă îndoită. Kilian, cred. Florin, nu, Kilian e deja artistul ăla de folk popo caca. Nu Florin Kilian. Kiliman, Filiman, Dumnezeu să mă ierte, Florine. Iartă-mă, tătică, dar am o pierdere de lecitină. Chiar dacă a jucat în biletul ăsta de pe canal în ziua aia de 30 aprilie, când a devenit biletul câștigător, l-a jucat într-o formă îmblânzită mult, în care câștigul a fost total 293 sau 283 de lei total, da, pe bilet, a pus în loc de unul solist 1X și așa mai departe. L-a îmblânzit mult de tot, a scăzut cota de la 336 cât a fost totală. Chiar și așa, din aia 297 de lei, omul mi-a donat 30 de lei. Păi ce pretenție și ce mai vrei să mai zici despre un om de nota 10, pur și simplu? Deci a luat o firimitură de câștig și totuși a ținut cont să-mi doneze. Ăștia sunt oamenii despre care vorbesc. I-am și zis, dacă vrei să vii vreodată pe grup, eu te aștept pe grup oricând, gratis. Nu mai trebuie să dai nici donația aia de intrare. Mă mulțumește că ai fost serios și mi-ai donat chiar și așa, neavând nicio obligație față de mine aici pe YouTube. Despre oameni din ăștia vorbesc. Mă gândesc pe viitor ce să fac cu canalul, dacă să-l țin chiar așa cu orele astea adunate și că va deveni monetizabil. Dacă chiar devine rentabil pentru mine, o să rămân și aici. Dacă nu, decât să primesc înjurături de la tot felul de clovni,
mai degrabă îl închid frumos, mă retrag. Speranța mea era să mai găsesc măcar 4-5 oameni pentru grupul privat și să am acolo un set de 10 oameni cu care să jucăm non-stop biletele astea și alea lungi, ăsta pe care acum îl ofer pe canal. Să jucăm pachetelul vesel în fiecare zi, toți având cont la Superbet, aplicație de Superbet, da? Și preferabil din România. Vorbeam și cu băieții de prin afară, de prin Anglia, Germania, pe unde mai lucrați, și le-am spus, nu mă coafează, din păcate nu vă coafează nici pe voi, dar nu mă coafează nici pe mine. Ca să fie totul eficient, trebuie să primiți și să deschideți biletele în aplicația de Superbet. Eu acolo le fac, le construiesc zi de zi. Dacă voi jucați la 365 bet, la bet 365, la Winbet, la ce mai jucați voi pe afară, da, la agențiile voastre de acolo, din țările respective, să stați să căutați manual câte 11-12 meciuri de 3 ori pe 3 bilete, înnebuniți. Adică vă mai ia vouă, destul muncesc eu 2 ore pe zi la ele, vă mai ia și vouă alte 2 ore să le faceți. Nu e plăcut și cu siguranță nu vă veți putea menține la ring de joc zi de zi. Ca asta se întâmplă pe grup. Eu dau biletele gata făcute, în jur de 2-3 după amiaza, băieții le-au pariat, mi-au oferit capturile, așteptăm până seara, vedem ce se întâmplă, dacă e vreunul câștigător, îmi donează 10%. Deci, ecuația e extrem de simplificată la maximum, orice altceva complică lucrurile pentru toată lumea și nu e cool, nu e eficient, nu e rentabil, nu e ce trebuie. Da, cam asta era de zis. Vedem ce facem. Deci, mă gândesc la ce să fac cu YouTube-ul și dacă să mai stau. Dacă mi-aș aduna niște încă câțiva oameni pentru grupul privat de WhatsApp, eu cred că e cel mai mare aranjament și mai bine stau cu oamenii acolo în privat, care de fapt mă și ajută cel mai mult. Și episoadele astea care mi iau 10 de minute în fiecare zi, poate ar fi mai bine să nu se mai întâmple. Mă mai gândesc, mă voi mai gândi. Deocamdată sunt în expectativă și vreau să văd ce se întâmplă când canalul atinge 4000 de ore de vizualizări. Mai stăm și pe aici, ne mai prostim. Mult succes cu biletul de azi, v-am salutat, ne revedem!